Domnule Sighiartău, Fondul Monetar Internațional atrage atenția că invadarea Ucrainei nu va rămâne fără consecințe economice. Va afecta întreaga economie mondială prin încetinirea creșterii economice și majorarea inflației, susțin reprezentanții Fondului Monetar Internațional. La ce să ne așteptăm mai exact noi români în perioada următoare? Sigur că anumite efecte deja s-au văzut și ele au început și după finalizarea acestei pandemii, și aici mă refer la inflație, aici mă refer la creștere galopantă de prețuri, cauzată de prețurile energiei, gazelor, a combustibilului. Toate aceste efecte n-au venit numai în România, au venit la nivel european și chiar global unele, asta pentru că guvernele au aruncat foarte mulți bani pe piață și era normal să fie un răspuns inflația. Însă, în acest moment, situația nu arată bine pe termen scurt, mediu, din punct de vedere economic, și cred că guvernul trebuie să aibă câteva simulări foarte atente cu privire la ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Pentru că aici vom avea două situații. Una, situația și criza globală și europeană, unde trebuie să găsească răspuns Comisia Europeană împreună cu țările componente, pentru că, de exemplu, criza la combustibil nu este numai în România, este la nivel european. Iar acolo, până când nu există o discuție între președintele Comisiei Europene și membrii OPEC, țările exportatoare de petrol, problema nu se va rezolva. Pentru că acum, clar că vom închide toate canalele economice cu Rusia și va trebui să aducem petrol și să discutăm cu cei din țările exportatoare de petrol ca să crească capacitatea de producție, care este ținută la un anumit nivel și atunci prețul normal că a crescut și există presiune pe preț. Dacă ei vor crește capacitatea de producție, atunci prețul va scădea. Iar aceste discuții trebuie să aibă la nivel mult mai înalt între Statele Unite, Uniunea Europeană și membrii OPEC. Asta este un aspect. Apoi, problema energetică. La fel, trebuie avut loc o discuție la nivel european. Pentru că eu am criticat, eu fiind pro-european convins, am criticat de la bun început acel proiect privind Green Deal. Deci Green Deal-ul a ajutat indirect Rusia. Dacă vreți să spun așa o afirmație mai scurtă, pentru că erau niște aberații și erau niște condiții care nu erau, din punctul meu de vedere, corecte pentru situația reală în care se află Europa. Nu puteai să vii să închizi toate centralele pe cărbune în condițiile în care tu nu aveai alte posibilități de a produce energie. Nu puteai să vii să impui certificate de carbon care au fost la un moment dat speculate și utilizate ca active financiare. Deci, la început, un certificat de carbon era 15 euro, a ajuns să se vândă cu 90 de euro ca activ financiar. Sunt multe gafe care s-au făcut, însă lucru îmbucurător este că Comisia Europeană și-a dat seama în final că Green Deal-ul nu este sustenabil, mai ales în contextul actual. Și atunci au renunțat, dimpotrivă, toate țările deja încep iarăși producția de energie pe cărbune. Plus că trebuie și luate anumite măsuri de încurajare a investițiilor, ceea ce se și întâmplă deja pe PNRR, pentru producția energiei și pe alte mixuri, mă refer pe hidrocentrale, pe fotovoltaice și pe multe alte lucruri. Iar în ceea ce privește gazele, la fel, trebuie o discuție la nivel european, pentru că sunt câteva țări din Orientul Mijlociu, din țările arabe, care vând gaz lichefiat, la fel Statele Unite au această posibilitate să exporte gaz lichefiat și tot aici trebuie o discuție astfel încât să avem un gaz la un preț cât mai convenabil. Slavă Domnului că noi nu suntem așa dependenți ca și alte țări, Germania, Polonia.
dar vom avea și noi nevoie, în funcție de consum, să importăm între 15 și 20% din alte părți. Deci cam asta este situația. În România, normal că va trebui specific abordate anumite măsuri, astfel încât efectele acestei crize, care deja se și vede, să nu fie atât de mari. Și aici trebuie să avem grijă de cel puțin două categorii. Unu, de cei care o duc foarte greu și au venituri mici și trebuie să fim solidari cu ei, să-i ajutăm să treacă prin perioada asta. Și doi, de cei care produc bani la bugetul statului. Pentru că dacă acest motor se oprește și agenții economici se opresc din activitate, atunci nici bugetul nu va mai avea bani și va fi destul de complicat pe termen mediu să ieșim din această situație. Și există discuții la nivelul coaliției și la nivel public cu privire la anumite măsuri. Tot ce trebuie este să convină în interiorul coaliției și să fie măsuri bune cu impact pe termen mediu și lung. Pentru că e ușor să fii populist, e ușor să anunți că ar trebui să scădem mai, ar trebui să scădem cealaltă. Cum face PSD? Numai că, da, PSD, numai că trebuie privite lucrurile foarte responsabil, pentru că noi ne vom confrunta cu o criză care nu ne-am mai confruntat în ultimii 20 de ani. Nu Și se va acum compara. românii ce să facă? Să-și pună bani deoparte sau? Nu, nu trebuie să-și pună bani deoparte, dimpotrivă, dacă noi nu mai consumăm, vom accentua criza economică, dar e clar că în acest timp banul trebuie drămuit bine și în același timp, așa cum am spus, românii sau statul trebuie să aibă grijă ca românii să nu-și piardă locul de muncă.